Dincolo de cuvinte și lozinci, independența a reprezentat, ca mai toate marile momente ale istoriei, o îmbinare de patriotism, dibăcie politică și conjuncturi internaționale favorabile. După unirea din 1859, realizată prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în calitate de domnitor de către divanurile ad hoc Atât din Moldova cât și din țara românească, în actele neoficiale interne, statul cu capitala la București a început să fie numit România. Însă, în documentele diplomatice internaționale, el a continuat să-și păstreze numele de Principatele Unite ale Moldovei și țării românești. Din 1866, după înscăunarea principei Carol I, statul a început să fie numit în mod oficial România iar cel mai important obiectiv al acestuia va fi proclamarea independenței de stat. În 1871, profitând de capitularea Franței în fața Prusiei și de slăbiciunea pe care o arăta Austro-Ungaria, rușii declară nule condițiile tratatului de la Paris din 1856 și încep să comploteze din nou împotriva Imperiului Otoman. În 1876, Muntenegru și Serbia declară război otomanilor, în ciuda ajutorului financiar și cu armament din partea Rusiei, Serbia este înfrântă. În anul următor, instigați tot de agenți ruși, se răscoală bulgarii din Rumelia. Reacția otomanilor a fost promptă și deosebit de violentă. Masacrul împotriva bulgarilor este folosit ca motiv de către ruși care declară război otomanilor cu acordul marilor puteri. Astfel erau create condițiile favorabile schimbării statutului internațional al României. Liderul liberal, I.C. Brătianu, considera neutralitatea doar o etapă și pregătea viitoarea implicare a României într-un fel sau altul. Astfel, acesta s-a deplasat în Crimea, la Livadia, pentru a discuta cu cancelarul Gorceacov despre războiul anti-otoman colaborarea cu Rusia în vederea obținerii independenței era strâns legată de problema sudului Basarabiei, restituit Moldovei prin tratatul de la Paris din 1856, un obiectiv primordial al țarului. Convenția negociată de Brătianu vrea să înlăture această primejdie, ea asigurând armatei ruse libera trecere prin România, în timp ce Rusia își asuma obligația de a menține și a apăra integritatea actuală a României formularea integritatea actuală vizând direct apartenența Sudului Basarabiei la România. În ceea ce privește o eventuală cooperare militară română-rusă, ea a fost categoric refuzată. După intrarea trupelor ruse în România, armata română urma să avanseze și să ocupe poziții pe linia Dunării pentru a bloca eventualele încercări de trecere a armatelor otomane și pentru a asigura astfel marșul strategic al armatelor ruse spre Fluviu, cooperarea militară română-rusă se oprea aici, operațiile militare ulterioare împotriva Imperiului Otoman urmând a fi efectuate doar de ruși. În condițiile internaționale create de declararea războiului, Muntenegru a întrerupt tratativele de pace cu otomanii și a reluat ostilitățile. Rezistența trupelor muntenegrene a fost peste așteptări, otomanii fiind obligați să ducă lupte grele și să mențină în această zonă efective ridicate. La 8 iulie 1877, forțele ruse au atacat Plevna, cu circa 10.000 de oameni. Apărarea de la Plevna era condusă de Osman Pașa, un militar capabil, venit în fruntea unor efective importante de la Vidin. În acea vreme, Plevna era un important nod de comunicații între nordul, vestul și sudul Bulgariei, situat pe un teren în parte accidentat, cu dealuri în anfiteatru. Astfel, prima bătălie de la Plevna a adus pe lângă șocul înfrângerii pierderi masive în rândul armatei imperiale, circa 3.000 de morți și răniți. În succesul îl determină pe marele duce Nicolae, care era comandantul trupelor ruse de pe teatrul de operațiuni militare din Balcani, să trimită o telegramă domnitorului Carol I, solicitându-i acestuia să ocupe cetatea Nicopole, Comandamentul român răspunde favorabil acestei telegrame și trimite la sud de Dunăre Divizia 4 Infanterie, care preia paza cetății Nicopole și a prizonierilor de război. În data de 18 iulie a avut loc cea de-a doua bătălie de la Plevna, în care, de această dată, Comandamentul rus a implicat 30.000 de militari și 176 de tunuri, comparativ cu cei aproximativ 24.000 de soldați și 58 de tunuri ale forțelor otomane peste 7.000 de morți și răniți, comandamentul rus pierde și aceasta a doua bătălie, iar situația devine critică pentru forțele ruse, care acopereau o linie a frontului de circa 300 de kilometri și aveau zonele de flanc amenințate de grupări otomane puternice. În acest context, comandamentul rus, care inițial refuzase cooperarea militară, cere sprijin militar direct din partea României, prin implicarea directă la operațiile de luptă împotriva forțelor otomane. Marele duce Nicolae trimite la 19 iulie o telegramă domnitorului Carol I. Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata. Demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele. Cooperarea militară ruso-română a fost acceptată pe următoarele considerente. Să acționeze sub comandament propriu, să aibă sector distinct de operații și să participe cât mai curând la luptă, să acționeze după planul general rus din Balcani. Armata română se pregătea să intervină în totalitatea ei, mai rămâneau de acceptat doar aceste condiții. În vederea operațiunilor din sudul Dunării, Marele Cartier General Român a decis reorganizarea armatei. Ea a fost împărțită în armata de operații, comandată de generalul Alexandru Cernat, și armata de observație, comandată de generalul George Lupu. Armata de operații, care îi revenea misiunea de a acționa în sudul Dunării, a fost alcătuită din diviziile 3 și 4 infanterie și divizia de rezervă. Armata de observație, care a primit misiunea să acționeze pe malul românesc al Dunării, a fost compusă din diviziile 1 și 2 infanterie. Odată cu intrarea armatei române în război, principalele forțe angajate în luptă pe teatrul de operațiuni din Balcani au fost rușii, românii, muntenegrenii și bulgarii pe de o parte și otomanii de cealaltă parte. Desigur, cea mai importantă forță a reprezentat-o armata rusă. Configurația terenului din jurul Plevnei permitea realizarea unor fortificații ce puteau transforma localitatea și împrejurimile într-o zonă greu de cucerit. Ca urmare, din ordinul lui Osman Paja, imediat după prima bătălie de la Plevna, s-a întocmit un plan de fortificare pe care trupele otomane au început să-l aplice. Lucrările au fost întrerupte de cel de-al doilea atac rusesc, apoi au continuat în ritm susținut în lunile iulie și august. Planul prevedea realizarea unor redute și șanțuri de legătură pentru crearea unui sistem defensiv sub forma unui semicerc cu o circumferință de 40 de kilometri, cu plevna în mijlocul său. S-a convenit ca atacul să fie declanșat în zorii zilei de 26 august, printr-o puternică pregătire de artilerie. Ca urmare, în noaptea ce a precedat asaltul, conform ordinului de luptă, considerat apoi de istoricii contemporani un exemplu de cum nu trebuie dat un ordin de luptă, trupele române și ruse au început apropierea de pozițiile inamice. Noaptea era întunecoasă, marșul trupelor desfășurându-se pe drumuri înguste și necunoscute, de multe ori trecute greșit pe hartă. Nesiguranța a produs în sânul unităților române confuzie, de bandadă și chiar panică. Bagajele și ambulanța Diviziei 4 române au rătăcit drumul, fiind în pericol să intre în liniile otomane. Cu toate acestea, spre zorii zilei de 26 august, trupele române și ruse au reușit treptat să ocupe dispozitivele de luptă ordonate. A treia bătălie de la Plevna a fost precedată timp de patru zile de o puternică pregătire de artilerie. În ciuda lipsei de experiență, artileria română s-a comportat în ansamblu peste așteptări, reușind să scoată din luptă tunurile din reduta Grivița 1. În sectoarele ocupate de ruși s-a executat o serie de atacuri în scopul ocupării unor aliniamente cât mai bune în vederea asaltului general. Cele mai violente confruntări au avut loc în sectorul detașamentului general Imeretinski. În după amiaza zilei de 29 august s-a ținut un consiliu de război la care au participat principele Carol I, țarul Alexandru al ii marele duce Nicolae, șefii statelor majore și comandanții de corpuri de armată. Cei prezenți au constatat că efectul bombardamentului nu era cel dorit, deoarece distrugerile fortificațiilor otomane au fost relativ mici. În acest context, Carol I s-a pronunțat pentru amânarea cu câteva zile a asaltului general timp necesar pentru dislocarea de efective ruso-române suplimentare în vestul Plevnei, cu scopul de a întrerupe legăturile cu bazele de aprovizionare de la Sofia. El a fost însă contrazis de majoritatea participanților la Consiliu, care au stabilit pentru atac ziua de 30 august, adică a doua zi, care era totodată și ziua de naștere a țarului. În timpul asaltului asupra redutelor Grivița 1 și 2 din ziua de 30 august, ordinul de luptă al generalului Alexandru Cernat a fost pus în aplicare, însă ostașii români s-au confruntat cu situația câmpului tactic. Cercetarea superficială a terenului înainte de bătălie a creat impresia falsă a existenței unei singure redute Grivița, când în realitate erau două, ceea ce a făcut ca trupele atacatoare să-și înjumătățească forțele. Coloanele de atac, în special Divizia 3, s-au confruntat cu distanța mare pe care o aveau de parcurs până la pozițiile inamice, cu terenul denivelat și alunecos ca urmare a ploii care căzuse în dimineața atacului, presărat cu obstacole instalate de turci în zona avamposturilor, care au îngreunat mișcarea și au obosit trupele atacatoare. În timpul atacului, românii s-au aflat în permanență sub tirul continuu al armamentului performant al inamicului. Obiectivul care trebuia atacat de coloanele ambelor divizii române era în opinia comandamentului armatei de vest, opinie însușită și de Alexandru Cernat, reduta cea mare aflată la nord-vest de satul Grivița. Nici rușii care ocupaseră anterior pozițiile din zona respectivă, nici românii nu au realizat că de fapt se aflau două redute care, privite de la distanță, dădeau impresia unei singure redute de mari dimensiuni. Spre sud se afla Grivița 1, iar mai la nord, la 533 de metri distanță, se afla Reduta Grivița 2. Atacul diviziilor 3 și 4 române a început concomitent la ora 15 și 15 minute, sub acoperirea bombardamentului de artilerie. Odată ajunși în apropierea Redutei, soldații români au început să fie secerați de tirul executat din tranșeele laterale, Dispunând de armament cu repetiție, de puști Winchester americane, turcii au întins o adevărată pânză de foc, ceea ce a produs pierderi foarte mari în rândurile trupelor de asalt. Trupele române din primul eșalon, eșalonul 2 rămânând mai în urmă, au umplut șanțul redutei și au început escaladarea parapetului. Astfel, numărul soldaților români scoși din luptă, printre ei numărându-se și mulți ofițeri, a crescut existând riscul ca sosirea eșalonului 2 românesc să găsească trupele eșalonului 1 fixate în redută, otomanii au introdus în luptă rezervele. Contraatacul puternic s-a produs în flanc și din spate, obligând efectivele eșalonului 1 să se retragă. Retragerea a fost sprijinită cu foc de eșalonul 2. Așteptata intervenția coloanei de protecție a flancului drept nu s-a produs, deoarece coloanele rătăciseră drumul din cauza ceții. Profitând de faptul că românii aveau flancul drept descoperit, turcii din Reduta Grivița 1 au scos două tunuri cu care au deschis focul. Retragerea s-a transformat într-un adevărat măcel. În urma rapoartelor, generalul Alexandru Cernat, lămurit de existența a două redute și îngrijorat de posibilitatea ca otomanii să exploateze succesul, a ordonat diviziei de rezervă să avanseze spre prima linie pentru ca, în caz de necesitate, să intervină în ajutorul diviziei 3, care suferise o grea înfrângere. În stânga frontului, trupele diviziei 4 au început atacul odată cu trupele diviziei 3. Atacul a vizat cealaltă redută, Grivița 1 rușii, aflați în flancul stâng, urmau să atace reduta dinspre sud și sud-vest. Astfel, asaltul s-a încheiat după 30 de minute cu un eșec. La aceasta au contribuit atât faptul că trupele ruse nu porniseră la atac, cât și lipsa de sprijin din partea diviziei 3 române, care, de fapt, ataca altă redută. După o scurtă pauză, timp în care ofițerii au reorganizat unitățile, coloana în ordinea de luptă stabilită anterior, fără să mai aștepte întăriri, a pornit atacul la ora 16.20. Deși susținută de focul artileriei, curând coloana s-a oprit și a făcut cale întoarsă. Văzând aceasta, otomanii au contraatacat puternic, elanul lor fiind stopat de un puternic baraj de artilerie. Acțiunea românească s-a încheiat și de data aceasta cu o înfrângere, coloana de atac suferind pierderi însemnate. Batalioanele ruse ce ar fi trebuit să atace dinspre sud-vest au rămas încă o dată simple spectatoare. La eșecul acțiunii a contribuit și intervenția cu foc din flanc a garnizoanei din reduta vecină, care, nemai fiind atacată de coloanele diviziei 3, a putut sări în ajutorul redutei Grivița 1. Deoarece partea română, în frunte cu principele Carol I, ținea foarte mult ca trupele sale să încheie ziua cu succes, Marele Cartier General Român a ordonat Diviziei 4 să rea atacul. Pregătirea celui de-al treilea atac s-a făcut cu mai multă atenție. Divizia 3 a primit ordinul ca pe timpul desfășurării acțiunilor Diviziei 4 să-și intensifice activitatea în direcția redutei grivița 2 și a pozițiilor laterale ale acesteia. Totodată s-a cerut Corpului 9 Armată Rus să ordone regimentelor 17 și 18 să participe la atac. Pentru suplinirea pierderilor, coloana de atac a fost întărită cu Batalionul 1 din Regimentul 15 Dorobanți. Al treilea atac s-a încheiat de asemenea cu un eșec, iar trupele române erau obosite și demoralizate, însă ofițerii au restabilit ordinea în rândul coloanei de atac și au încurajat trupele pentru o nouă acțiune. Atacul trebuia să se desfășoare imediat până la lăsarea serii, deoarece exista temerea că rușii, care își economisiseră până atunci forțele, puteau să cucerească reduta în lipsa trupelor române. Cel de-al patrulea atac asupra redutei Grivița 1 s-a declanșat la ora 18. La el au participat 5 batalioane românești și 4 batalioane rusești. Românii au atacat frontal și în flancul drept, iar rușii în flancul stâng. Șansa a făcut ca atacul să aibă loc exact în momentul înlocuirii pe poziții a batalionului 2 din regimentul 2 otoman care înregistrase pierderi mari, cu efectivele proaspete ale Batalionului 2 din Regimentul 4. Profitând de confuzia creată, soldații români au reușit să escaladeze parapetul și după o oră să intre în redută. Practic, cucerirea redutei Grivița 1 a fost rezultatul cooperării româno-ruse. Trofeele capturate de armata română cu acest prilej au fost un fanion de batalion și trei tunuri crup, trimise în zilele următoare în țară și depuse la statuia lui Mihai Viteazul din București și la arsenalul armatei. Imediat după cucerirea Redutei, românii și rușii au trecut la modificarea genistică a Redutei pentru ca apărarea să se facă în direcția de atac a turcilor. Lucrările s-au desfășurat sub tirul de infanterie și artilerie executat din Reduta Grivița 2 cu care se învecina. Pentru cucerirea acestei redute, trupele române au pierdut 27 de ofițeri și 1300 de soldați, morți și răniți, iar cele ruse 22 de ofițeri și 1012 soldați morți și răniți. Mulți dintre răniții căzuți în apropierea redutelor otomane nu au putut fi evacuați din cauza că turcii, deși erau semnatarii Convenției de la Geneva, trăgeau în brancardierii români care purtau la vedere semnul Crucii Roșii. Doar o mică parte au putut fi recuperați, printre ei numărându-se și cei care, având răni mai puțin grave, s-au târât până în liniile proprii. Restul au murit în orele și zilele următoare din lipsa îngrijirii medicale. Mulți dintre ei au fost uciși chiar de soldații turci, fiind numeroase relatările contemporanilor despre scenele sângeroase petrecute în apropierea liniilor otomane. În general, trupele otomane nu au luat prizonieri dintre români, aceștia, deoarece Constantinopolul susținea că România era în continuare o provincie otomană, erau considerați trădători și executați imediat. Comandamentul otoman a încercat recuperarea redutei în noaptea de 30 spre 31 august, când turcii au dat, începând cu miezul nopții, trei atacuri. Ele au fost respinse cu succes de trupele română-ruse. În aceeași perioadă, trupele din corpurile 9 și 4 armată ruse au fost angajate în lupte grele pentru străpungerea apărării turcești de la Plevna, dar niciun succes notabil nu a fost înregistrat. Luptele pentru redutele Grivița au confirmat, dacă mai era necesar, lipsa de experiență a comandamentului și a soldaților. Comparând obiectivele propuse înainte de bătălie cu rezultatele obținute, concluzia este că acțiunea a constituit un semieșec, acesta s-a datorat mai multor erori. Ele au fost provocate de insuficienta pregătire tactică a trupelor române, necunoașterea terenului și lipsa unei comenzi unice a celor două divizii. Ca urmare, diviziile 3 și 4 au acționat separat. S-a remarcat de asemenea lipsa de cooperare dintre infanterie și artilerie. Cu toate acestea, cucerirea redutei Grivița 1 a reprezentat pentru armata română un succes incontestabil, care a avut un efect pozitiv și pe plan diplomatic. Pentru cea de-a treia bătălie de la Plevna au fost luate măsuri privind completarea efectivelor prin aducerea de noi unități, atât ruse cât și române. În acest timp, Reduta Grivița 2 a fost din nou asaltată. Atacul românesc împotriva Redutei Grivița 2 s-a desfășurat pe 6 septembrie. Atacul a fost un eșec, Astfel, comandamentul român a decis extinderea lucrărilor genistice dinspre reduta Grivița 1. De asemenea, în tot acest timp au fost dislocate noi unități pentru a completa pierderile suferite. La începutul lunii octombrie, comandamentul român a hotărât o nouă încercare de cucerire a redutei Momentul a fost devansat de știrea că trupele mobilizate de Rusia în vederea întăririi forțelor imperiale de la Plefna trebuiau să intre în curând în dispozitiv. Faptul era văzut ca un element care putea fi invocat la masa tratativelor de pace pentru a minimaliza contribuția românească la război. Astfel, atacul urma să aibă loc în ziua de 7 octombrie. Din punct de vedere tactic, a intervenit o noutate față de atacurile precedente. Trupele române urmau să înainteze pe două direcții. În intervalul dintre cele două coloane trebuia să acționeze regimentul 5 Infanterie de linie. Comanda tuturor trupelor angajate în acest atac a fost încredințată colonelului Nicolae Dona. Alegerea pentru ataca trupelor aflate de multă vreme în prima linie nu a fost o idee fericită. Soldații erau obosiți de serviciul îndelungat efectuat în contact permanent cu inamicul, a cărui putere de foc extraordinară o simțiseră din plin, fiind în plus demoralizați de prezența între liniile proprii și cele otomane a trupurilor în putrefacție ale camarazilor uciși în luptele anterioare. Atacul din 7 octombrie a fost declanșat la ora 13.30 după o scurtă pregătire de artilerie. Soldații din cele două coloane de atac nu au reușit să ajungă decât în dreptul șanțurilor redutei, unde au fost decimați de focul infanteriei și artilerii otomane. Situația a fost agravată de intervenția tardivă a regimentului 5, care trebuia să atace reduta frontal, fapt care a dus la retragerea coloanelor de atac. Surprinderea nereușind, atacul a fost întrerupt și repetat odată cu lăsarea întunericului. De această dată, artileria română a fost sprijinită și de bateriile rusești. Între timp, forțele de atac au fost reorganizate. Cel de-al doilea atac a început la ora 18.30. Cu toate că românii au reușit să ajungă rapid până în apropierea Redutei, aici au fost obligați, din cauza puternicei rezistențe a apărătorilor, să-și încetinească înaintarea. Deoarece situația a devenit critică, comandantul Redutei a inițiat un contraatac prin care a reușit izolarea coloanelor de atac. Succesul lor a fost facilitat și de faptul că rezervele române au intervenit în luptă cu întârziere, iar mai apoi, aflate sub foc, au refuzat să mai înainteze. Pierderile în rândul coloanelor de asalt au fost foarte mari. În aceste condiții, pentru a limita pierderile, atacul a fost oprit. Din nou, au fost dislocate noi trupe, iar unii ofițeri au fost înlocuiți în funcțiile de comandă. Aceste măsuri au fost dublate de o serie de măsuri disciplinare colonelul Alexandru Angelescu și locotenent colonelul Serghe Voinescu, cărora li se reproșau marele pierderi suferite, au fost destituiți și transferați la armata de observație. Ei au fost înlocuiți de generalul Dimitrie Racoviță și de colonelul Emanuel Boteanu. Începând cu 8 octombrie, au început să sosească noi divizii rusești, ridicând numărul unităților aliate de la Plevna la peste 125.000, față de cele 55-60.000 otomane. Astfel venise momentul pentru reluarea inițiativei. După un puternic bombardament de artilerie, infanteria aliată a devenit deosebit de activă încercând să creeze impresia că se pregătește un atac general. În timp ce trupele româno ruse de la Plevna distrăgeau atenția apărării otomane prin atacuri de mică amploare, la 12 octombrie au început atacurile asupra localităților Gorni Dubnic, Gorni Etropol, Dolni Etropol și Opanez de către Cavaleria Rusoromână. În zilele următoare, de 13, 14 și 15 octombrie, au continuat atacurile rusoromâne asupra localităților deținute de turci în jurul Plevnei și au fost cucerite localitățile Teliș și Dolni Dubnic. Concomitent cu luptele desfășurate pentru încercuirea Plevnei, o grupare româno-rusă a atacat Reduta Rahova, care avea un amplasament important pentru căile de acces dinspre Plevna. Ofensiva asupra Redutei Rahova s-a dat la 7 noiembrie de forțele româno-ruse grupate în detașamentul colonel Slănicianu și detașamentul general Maindorf. La 9 noiembrie, Reduta Rahova a fost cucerită, izolând astfel trupele otomane din Plevna și Vidin. Acest moment a reprezentat încercuirea Plevnei. Pe măsura trecerii timpului și a desfășurării operațiunilor în cercul interior și exterior, devenise din ce în ce mai clar că situația grupării otomane se îndrepta spre o singură direcție capitularea. Situația trupelor asediate la Plevna se agrava din ce în ce mai mult, din cauza lipsurilor și bolilor care măcinau efectivul apărătorilor. Faptul că în altul comandament turc nu mai acorda nicio șansă lui Osman Pașa, iar pe malurile Bosforului se aștepta ca Plevna să capituleze de la o zi la alta, a reieșit din măsurile luate. Mehmed Ali, comandantul trupelor otomane din peninsula balcanică, aflat la Sofia, a fost chemat urgent la Constantinopol pe 23 noiembrie și s-a ordonat să preia comanda lucrărilor de fortificare a capitalei otomane. Constantinopolul se pregătea de asediu. Aflate într-o zonă de încercuire completă, forțele otomane conduse de Osman Pașa au declanșat ofensiva la 28 noiembrie, pe direcția Plevna-Sofia, pentru a rupe cercul format de forțele de asediu. Pe fondul luptelor de ieșire din încercuirea forțelor otomane, Divizia 2 Română a angajat lupte de urmărire a Diviziei 2 Turce, care părăsise reduta Grivița 2, ceea ce a facilitat forțelor române ocuparea acesteia. Tentativa de ieșire din încercuirea forțelor otomane eșuase, iar Osman Pașa anunța după orele prânzului că se predă, iar la foarte scurt timp, Carol I și ducele Nicolae intrau în plevna. Capitularea plevnei a însemnat pierderea unui punct strategic deosebit de important pentru comandamentul otoman în Balcani, forțele ruso-române prelund ofensiva strategică pe întreg teatrul de operații. După căderea Plevnei, evenimentele militare s-au precipitat, trupele române au trecut la asedierea Vidinului, iar cele ruse au pornit către Constantinopol, ajungând în apropierea capitalei la mijlocul lui ianuarie 1878. În aceste condiții, Imperiul Otoman a fost nevoit să ceară un armistițiu. Astfel, la 3 martie 1878, s-a semnat tratatul de la San Stefano. În urma acestui tratat a fost creat Principatul Bulgariei și recunoscută independența Muntenegrului, Serbiei și României, însă Rusia a impus cedarea celor trei județe din sudul Basarabiei. Marile puteri nu au fost satisfăcute de acest tratat prin care Imperiul Țarist și-a extins influența în Balcan și Caucaz și au impus ținerea unui nou congres de pace, care și-a desfășurat lucrările la Berlin în vara anului 1878. În privința României, prin articolele 43-45, s-a decis că ambele părți contractante recunosc independența, adică și Rusia. Totodată, acest tratat consimțea unirea cu România a insulelor deltei Dunării și a Dobrogei, ocupată de otomani în secolul al XV-lea, pe când se găsea sub influența țării românești. Deși avantajele economice rezultate din deținerea Dobrogei erau incomparabil mai mari decât cele oferite de sudul Basarabiei, România nu a acceptat principiul schimbului. Autoritățile române au părăsit județele Bolgrad, Cahul și Ismail fără a semna un act cu cele rusești venite să preia teritoriul cucerit. Delimitarea frontierei în Dobrogea de Sud a creat noi tensiuni în raporturile român ruse cele două părți fiind în pragul unei ciocniri în apropiere de Silistra. Cu toate acestea, obținerea independenței la două decenii după constituirea statului național a însemnat bifarea unei etape decisive în procesul de afirmare europeană, pregătind totodată terenul pentru desăvârșirea unității națiunii române. Armata română a fost cea care a plătit tributul cel mai greu. La 20 octombrie 1878, într-o frumoasă duminică de toamnă, armata română și-a făcut triunfal intrarea în București, pe șoseaua ce avea să se numească de atunci Calea Victoriei, marcând una dintre etapele esențiale din evoluția statului român.